Judecătorii au luat o decizie de ultimă oră în ceea ce îl privește pe Cristi Băureanu, fostul politician, va ajunge din nou la Institutul de Medicină Legală. Ce se întâmplă cu el, ne spune Vlad Mogoș. Vlad, bună ziua! Bun găsit, Laura. Cristian Băureanu încearcă să demonstreze în instanță faptul că și el la rândul lui ar fi fost agresat de către acel cadru de poliție, de către Andrei Ovidiu. Ne aducem aminte cu toții scandalul ce a avut loc în vara lui 2017, în urma căruia fostul deputat s-a ales cu un dosar penal de ultraj în care a fost acuzat că l-ar fi lovit cu genunchiul în zona inghinală pe Andrei Ovidiu. Iată că acum Cristian Băureanu a obținut o mică victorie în instanță, dacă putem să spunem așa, asta pentru că magistrații de la Curtea de Apel București au acceptat acestuia o anexă la raportul de expertiză medico-legală, ce are ca scop stabilirea defalcată a numărului de zile de îngrijiri medicale pentru fiecare leziune constatată prin raportul de expertiză medico-legală menționat. Cu alte cuvinte, doamnelor și domnilor, Cristian Băureanu încearcă să demonstreze faptul că polițistul Andrei Ovidiu ar fi acționat cu o forță disproporționată. Iată tot că instanța nu a fost atât de îngăduitoare cu Cristian Băureanu, pentru că i-a respins acestuia cererea ca INML, Institutul Național de Medicină Legală, să comunice instanție printr-un raport ce a descoperit medicul care l-a consultat pe polițistul Andrei Ovidiu după presupusă altercație. Mai exact, el a cerut ca medicul respectiv sau institutul să comunice dacă medicul a descoperit cumva leziuni pe corpul lui Andrei Ovidiu în zonele în care acesta acuza că ar fi fost lovit de către fostul deputat. Laura? Vlad, mulțumesc!